Ne apropiem de cuvântul Domnului acum și vom citi din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 1, de la versetul 12 până la versetul 19. Epistola către Filipeni, capitolul 1, de la versetul 12. Iată cuvintele Apostolului Pavel. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă, din invidie și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Amin. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt pentru mintea și pentru inima noastră și Duhul Tău să fie liber la lucru și să ne vorbească tuturor. Te rugăm să ne asculți în numele lui Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locul. La mulți ani, nu v-am văzut de anul trecut. Hristos a înviat. Okay, mai bine. Mulțumesc Domnului că sunt din nou în mijlocul bisericii, speranța și mă rog ca Domnul să vă întărească în credință, să vă sfințească, să vă binecuvinteze și cu sănătate trupească și mai ales cu sănătate duhovnicească. Mulțumesc fraților păstori care mi-au extins invitația să am o serie de mesaje pentru următoarele luni în această biserică și am hotărât împreună cu ei să mergem pe un studiu, pe mesaje care se intitulează Relațiile în biserică. Și m-am gândit că se cunosc așa mai multe despre relațiile bune, relațiile așa, principiale. Cam știm ce avem de făcut, dar am zis hai să ne concentrăm în această perioadă la alt fel de relații, în comunitatea credincioșilor, în biserică. Și astăzi am să vorbesc despre relațiile cu oamenii dificili din biserică. Niciun amin n-a fost, dar sper că aprobați. Sau nu sunt oameni dificili în biserica aceasta? Nu. Sunteți o biserică perfectă. Nu există așa ceva, dar dacă voi pretindeți. Apoi, dacă Dumnezeu ajută, voi vorbi despre cum relația cu cei căzuți. Și apoi studiile vor continua, relația cu cei slabi în credință, și așa mai departe. Deci, ceva mai deosebit decât poate v-ați fi așteptat. Deci, astăzi despre relația cu oamenii dificili din biserică. Și am ales acest text de pornire din Filipeni, capitolul 1, pentru că Apostolul Pavel menționează despre faptul că el, ca și predicator al Evangheliei lui Hristos, are inima curată, vrea să lucreze pentru slava lui Dumnezeu
mântuirea oamenilor, dar sunt unii care îl interpretează greșit, care mereu caută ceva, nod în papură, cum zicem noi, și l-au acuzat de tot felul de lucruri. Și el spune la un moment dat, versetul 18, ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Și aș vrea să învățăm de la Pavel, puțin mai încolo veți vedea aceste principii pe care le aplică cu cei împotrivitori, cu antagoniștii din biserică. Despre ei este vorba. Acum, sigur, mesajul meu nu este cu destinație. Evident, nu pornește dintr-o frustrare, deși sunt păstor de 30 ceva de ani, cunosc foarte bine bisericile, sunt și profesor și am experiențe cu studenți dificili. Cei care sunt prezenți nu au fost dificili. Da, bun. De aceea au ajuns slujitorii Domnului. Și vreau încă ceva să menționez, nu urmez un șablon psihologic. Deși am citit ceva psihologie să mă pregătesc pentru acest mesaj, pentru că nu e ușor să vorbești despre oamenii dificili. Motivul adevărat este că doresc să ne întărim sufletește, să învățăm și cum să ne raportăm la oamenii dificili. Cum arată un om dificil? Aveți pe cineva în minte deja? Nu trebuie neapărat să fie din casa Domnului. Un om dificil e simplu, e un om care produce dificultăți. Este unul care are un comportament dificil. Este genul de om mofturos, capricios, supărăcios, greu de mulțumit. V-am dat mai multe idei, sper că acum aveți și voi mai multe exemple în minte. Este vorba de cei care ne stârnesc, ne fac să ne pierdem cumpătul. Sunt cei care vor să se impună cu orice preț, să-și satisfacă orgoliul. E greu cu cei care vor să facă numai ceea ce vor ei, ce gândesc ei. Unii sunt rău intenționați, alții sunt profitori. Alții sunt grosolani. Trebuie să mărturisesc aceasta din studiile pe care le-am făcut și din experiența personală, că mulți oameni dificili sunt pur și simplu needucați. Vorbesc în gura ta, sunt pisălogi, își urmăresc doar scopul în discuție, indiferent ce le spui, ei vorbesc peste tine, ca și cum nici nu contează tu ce spui, contează ce el spune. Se enervează repede. Unii chiar pleacă fără să anunțe. Uneori e bine că pleacă. Acum, de obicei nu e bine să ripostați firesc la aceștia, poate doar să-i evitați. Dar ce faci, că asta este problema noastră, ce faci când ei sunt parte a bisericii? Te întâlnești mereu cu ei. Sunt poate în echipa de slujire, sunt prieteni, ieșiți în tabere împreună, aveți poate în grupul de casă, știu eu. Sau poate că aveți șefi dificili, care te suspectează fără nici o bază, aproape că în fiecare zi îți sugerează că vrea să scape de tine. Nu e ușor cu astfel de șefi dificili. Poate că aveți vecini dificili, da, care se leagă de orice schimbi la casa ta. Îmi spunea cineva, un frate, că vecinul acum s-a legat de el pentru că frunzele din copacul lui cădeau în curtea celuilalt, duse de vânt. Asta era problema vecinului. Oh, ce dificil trebuie să fie acel vecin. Sper că tu nu ești un astfel de vecin. Spuneam de studenți și ei, să știți, unii dintre ei sunt dificili, fără respect, insistenți. Să fie mai simplu pentru noi toți, cunoașteți șoferi dificili?
șoferii agresivi care te claxonează mereu. Poate că tu ești unul dintre aceștia. Vreau, cu alte cuvinte, să descriu tot ce pot ca să înțelegi ce este un om dificil. M-am găsit și eu dificil în anumite lucruri. Nu vorbesc de șosea neapărat. E, în biserică, la fel, ai frați de credință foarte sfătoși, care se leagă de orice greșeală, care vor să te facă să te simți inferior. Și psihologii spun că aceasta se numește incompatibilitate. E ușor să trăiești cu oamenii compatibili, adică cu care aproape natural te poți înțelege, dar foarte greu cu cei incompatibili cu tine. Cum să conviețuiești cu aceștia? Îi ai poate în casa ta, zic, în preajma casei tale, la servici și mai ales în biserică. M-am gândit la Domnul Iisus Hristos, mult am citit despre El, să văd El cum a procedat. Și am găsit că în grupul lui Iisus avea câțiva ucenici dificili. Îl menționez întâi pe Petru, trebuie să fac. Genul de lider potențial, a devenit lider, dar după mai multe încercări și ciururi, el mereu lua cuvântul în față, mai greșea câteodată. Dificil trebuie să fi fost și Ioan și Iacov, că de-aia au fost numiți fiii tunetului. Se aprindeau repede, până când a trebuit Domnul să-i treacă și pe ei, prin tot felul de teste, ca Ioan să devină ucenicul iubirii, din ucenicul tunetului. Iisus avea de-a face cu astfel de oameni. La un moment dat, de pildă, câțiva evrei au prins o femeie care trăia în păcat și au dus-o în fața lui Iisus să vadă cum va reacționa acest rabin. Toți erau cu pietrele în mâini, conform legii, să o omoare. Și Iisus n-a reacționat imediat firesc. I-a respins pe față. Cel care este fără păcat, să arunce primul cu piatră. Și toți au plecat. Alte ori le răspundea cu Scriptura. Alte ori folosea ilustrații, pilde. Dar ce am găsit important la Iisus și e bine deja de la început să învățăm, este că Iisus știa că niciun om nu e perfect. Adică să nu ai așteptări nelegitime. Toți avem ceva dificil în noi până când Duhul Domnului ne șlefuiește. Iisus nu aștepta ca tot să se poarte bine cu El, dimpotrivă. Vorba aceea, așa cum a spus Iisus, că pe săraci aveți totdeauna cu voi, vă anunț că și pe cei dificili o să avem totdeauna cu noi. Nu vei scăpa de ei nicăieri, chiar dacă schimbi biserica. Da. Acceptă că niciun om nu este perfect, nici tu. Dar ce am mai văzut la Iisus este nu doar că trăia cu această convingere, n-avea așteptări peste o anumită măsură, este că a înțeles că Dumnezeu în providența Lui îngăduie uneori ca astfel de oameni să intre în viața noastră, să fie pe lângă noi. Nu-ți poți alege vecinii. Nu-ți poți alege colegii uneori sau frații de credință. Dar de ce crezi că Dumnezeu îi trimite lângă tine? Poate ca să înveți cum să tratezi astfel de oameni, pentru că, așa cum vom vedea, e posibil problema să fie în ei și Dumnezeu consideră că tu poți să-i ajuți. Te-ai gândit la asta vreodată? Greu, nu? Un om dificil, să te gândești, Domnul m-a pus lângă el ca salvarea lui. Cine știe? Poate că Dumnezeu îngăduie lângă tine
ca să te ajute pe tine să te cunoști mai bine pe tine însuți și să te cercetezi, să te compari, poate și să eviți anumite aspecte dificile din viața ta prin comparație, că poate le ai și tu. Poate că numai așa le vezi, punând Dumnezeu pe cineva lângă tine. Sau poate că Dumnezeu îngăduie lângă tine ca să înveți, să arăți dragoste acolo unde nimeni nu arată dragoste. Să arăți răbdare acolo unde nimeni nu arată răbdare. Și te socotește vrednic pe tine pentru aceasta. Vedeți? Motivele pot fi surprinzătoare. Dar am încercat să vă las un mesaj mai structurat, pentru că acesta este unul din darurile mele. Și de aceea am ales câteva gânduri formulate cât se poate concentrat, care să ne ajute cum să ne raportăm la acești oameni dificili, mai ales în biserică. Primul gând pe care l-am este acesta. Și îl învăț de la Apostolul Pavel, îl găsim aici în textul nostru din Filipeni 1. El când vorbește despre cei dificili care mereu se opun Evangheliei sau prezintă altfel Evanghelie, chiar cu duh de ceartă, vedeți, îi pomenește pe aceștia, pomenește problemele, dar în tot ce citim aici își urmărește scopul și spune ce îmi pasă, am o prioritate ca Evanghelia să fie propovăduită. Deci, prima lecție pe care o învăț este aceasta. Poartă-te cu cei dificili călăuzit de prioritățile duhovnicești, nu de reacțiile firești. Poartă-te cu cei dificili lăsându-te călăuzite Duhul Domnului care să îți amintească de prioritățile spirituale, nu de reacțiile imediate. Ce înseamnă aceasta? De obicei, atunci când avem în preajmă oameni dificili, morocănoși, egoiști, pisăloci, reacționăm firesc, natural, dar greșim. Ne crește tensiunea, nu? Așa, transpirăm, cine știe ce mai facem. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, ar trebui să te gândești, n-am voie să permit firii mele să reacționeze. Pentru că poate Dumnezeu l-a trimis pe acesta lângă mine, poate că îl am acolo, pentru că prin mine Dumnezeu poate face ceva în el. Deci trebuie să fie ceva duhovnicesc la mijloc. Și asta trebuie să cauți. Prioritatea spirituală. Ce e important este să nu te concentrezi asupra sentimentelor tale, ci asupra problemei pe care o are cel omul dificil care e înaintea ta. Deci, când vezi pe cineva că e în felul lui, înseamnă că el are o problemă. Nu ai voie să te concentrezi pe tine și să te gândești egoist, da? Trebuie să scap de aici, trebuie să rezolv problema. El cine să-l ajute. Nu te lăsa, deci, pradă reacțiilor imediate. Nu reacționa fără să nu analizezi întâi problema cu atenție. Nu lăsa emoțiile să-ți impună cum să reacționezi. Înainte de orice, încearcă empatia. Empatia, știți deja ce este, e mai mult decât simpatia, care e de la distanță. Empatia este să faci un efort de a te pune în locul celuilalt. Să-l înțelegi. Să te pui în papucii lui, în pielea lui, în contextul lui și să zici, de ce face ceea ce face? Asta e empatie. Deci când vei face acest exercițiu, vei observa, vei înțelege că problemele celor care se poartă, de exemplu, nedrept cu tine, sunt în ei înșiși, nu au de-a face cu relația cu tine. Ei reacționează așa pentru că problema de fond este mult mai serioasă.
reacția față de tine, relația cu tine, este secundară, e doar un efect. Oamenii aceștia dificili, de exemplu, au probleme de neadaptare, de neacceptare, de singurătate, de vinovăție, de frustrare. Poate că sunt rău tratați în comunitatea lor. Și te-au ales pe tine sau ne-au ales pe noi. Au alte așteptări. Faptul că îți mai fac ție niște necazuri e nesemnificativ. Poate că ei se simt neimportanți și refulează, reacționează. Sau poate că pur și simplu se poartă așa pentru că nu le place de ei înșiși. Deci, vezi, cea mai greșită reacție este să le răspunzi pe măsură. Să îi ataci, să îi umilești sau să le faci jocul. Mai degrabă, pune-te în situația lor să-i înțelegi cel puțin parțial. Asta nu scuză purtarea lor, dar este un act de bunătate, de empatie. Și acum, acesta e principiul. Dacă îl iau și îl aplic în biserică, cum se vede el? În biserică funcționăm după priorități spirituale. Nu trebuie să stai după toate mofturile, după toate nedreptățile care ți se fac, pentru că biserica are un scop duhovnicesc. E în planul lui Dumnezeu, are ceva de făcut. Trebuie să se închine lui Dumnezeu, trebuie să dezvolte relații de părtășie în biserică, trebuie apoi să iasă în afară, la mărturie, evangelizare, da? Plantare de biserici, misiune. Asta e scopul bisericii. Începe cu închinarea, se dezvoltă în părtășie și apoi se vede în mărturie. Deci ăsta este obiectivul bisericii. Acesta trebuie atins. Și Pavel n-a pierdut niciodată din vedere acest lucru, prioritatea spirituală. Și de aceea spune, ce-mi pasă de dificile astea? Eu n-am voie să îmi pierd concentrarea, focalizarea, ținta predicarea Evangheliei. Da, că o fac ei într-un fel mai dificil, mai puțin contează. Prioritatea pentru apostol era înaintarea Evangheliei. Să iau un alt exemplu din Vechiul Testament. Poate vă luminează mai bine, ca principiu. Iona. Știți de prorocul Iona? Un proroc foarte dificil. Atât a avut de lucru Domnul cu el. I-a dat ceva să facă, nu s-a dus. S-a dus în altă parte, tot bombănea. Foarte dificil de lucrat cu el. Dar Dumnezeu avea nevoie de el, așa cum era. De ce? Pentru că obiectivul conta, obiectivul duhovnicesc, știți care a fost? Să dea ocazia de pocăință celor din Ninive, ca Dumnezeu să-i mântuiască. Asta era obiectivul. Dar Iona mereu se gândea la el. O, eu așa și până trebuia să priceapă în final, nu cred că a înțeles nici în final prea multe, dar Dumnezeu avea obiectiv. Chiar cu un proroc dificil. Vedeți, importantă nu este reacția ta, preferințele tale, ci prioritățile spirituale. Asta spune Apostolul Pavel. Pentru că dacă trăiești după priorități și știi ce ai de făcut, oamenii dificili din jurul tău și toate situațiile grele se vor atenua. Mai puțin contează reacția ta dacă obiectivul spiritual este atins. Principiul acesta se poate aplica și în familie, să știți. Avem copii dificili, poate pleacă de acasă, poate vrea să... sau ignoră ce l-a învățat, credința în care a crescut. Dar tu trebuie să fii atent, nu să reacționezi la faptul că el e dificil acum, într-o perioadă. Trebuie să urmărești obiectivul. Care este? Mântuirea lui. Să nu încetezi să te rogi pentru el. Să fii la dispoziția lui. Nu preferințele tale decid.
ci prioritățile spirituale. Așa să ne ajute Dumnezeu. Asta e prima lecție. A doua. Cum să ne raportăm la cei dificili? Doi. Poartă-te cu cei dificili într-un mod imprevizibil, nu previzibil. Într-un mod neobișnuit, nu oarecare. Sigur, ni se cere să trăim în pace cu toți oamenii. Dar când dai de acești oameni care poate te batjocoresc, ce faci? Și m-am gândit la ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos a spus în Matei capitolul 5, în predica de pe munte. El zice acolo că veți avea încercări, testele. Știți care sunt testele? Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, să-l dai în judecată? Dă-i și cam așa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă deloc, mergi cu el două. Celui ce cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Dar asta e neobișnuit. Imprevizibil. El se înjure și tu să spui, am o binecuvântare pentru tine. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Și acum vine principiul lui Iisus, vedeți? Și zice, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Și nu fac așa și vame și? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Cu alte cuvinte, ai accepta doar pe cei care îți plac ție. Ai accepta a lucra doar cu cei de pe care poți să ai un beneficiu. Deci ceilalți se dispară. Așa fac toți ceilalți. Creștinul, spune Domnul Iisus Hristos, cel care are Duhul meu în el, face ceva neobișnuit, imprevizibil. Întoarce bine celui ce îi face rău, ia inițiativa să facă mai mult neașteptat de celălalt. Da? Asta înseamnă să fii partea împărăției lui Hristos, să fii ucenicul lui. Cum se poate lucrul acesta? Poate că te-ar ajuta dacă ai înțelege că trebuie să faci distinția între persoană și comportamentul persoanei. Nu e o chestiune, zic, de sentiment, de apreciere, de preferință, ci de dăruire. Obișnuitul cere răzbunare. Neobișnuitul este să faci ceva imprevizibil pentru el. De exemplu, să-l ierți. Vedeți, iertarea celui care ți-a greșit, îl poate cuceri. Pentru că tu, de fapt, ce faci? Îi arăți că ai înțeles cum Dumnezeu te-a iertat pe tine. Noi doar suntem cei care prelungim iertarea pe care Dumnezeu ne-a acordat-o nouă. Știu că e aproape imposibil, pentru că de-aia spune Iisus Hristos, e neobișnuit, dar se poate. Hristos însuși a făcut, apostolii au făcut lucrul acesta. Atâția creștini în istoria bisericii au cucerit prin acest neobișnuit. Imprevizibil. Deci cu oamenii aceștia dificili, nu trebuie să mergi așa cum se așteaptă ei. Trebuie să-i cucerești. Trebuie să faci ceva neobișnuit. Dacă ei continuă să-și facă, să te batjocorească sau să... E problema lor. Dar tu ți-ai făcut partea, tu ești liber.
Dacă El nu te iartă și tu L-ai iertat, e problema Lui, nu e a ta. Eu cred că acest fel neobișnuit de a trăi, de a cuceri, vindecă, repară, chiar și între noi, în biserică. Pavel spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Cere Domnului această putere să treci de la obișnuit la neobișnuit și să-i câștigi. Acela-i snop cu adevărat, să fie cucerit de dragostea ta neobișnuită, de iertarea ta, de îngăduința ta. Așa să ne ajute Dumnezeu. Asta e al doilea lucru. Cum să te porți cu cei dificili? Poartă-te într-un fel imprevizibil, nu previzibil, într-un mod neobișnuit, care să îl dezarmeze, să-l cucerească, să zică vreau și eu să trăiesc ca tine. Chiar în biserică. Chiar și aici între noi. Ați trăit vreodată o astfel de experiență în mijlocul adunării? Celălalt să se aștepte să reacționezi firesc, să faci la fel și tu să faci ceva imprevizibil. Mi-amintesc că în copilăria mea, la țară, două surori de credință, vecine, s-au certat. Lucruri minore. Și au citit din Scriptură că nu poți să te duci la altar, adică să te duci la închinare, fără să nu-ți rezolvi problema. Și sâmbătă, înainte de duminică, una din ele, mai, am spune noi, mai pocăită, a făcut ceva imprevizibil. Când a pregătit masa pentru familia ei, a pregătit o tavă de prăjitură și a făcut în paralel încă una pentru vecina ei. Și s-a dus la ea să-i ducă o tavă de prăjitură. Știți care a fost surpriza? Că și vecina, sora, a venit înspre ea tot cu o tavă de prăjitură, s-au întâlnit la mijloc. Schimb de experiență. Dar gestul a fost așa de frumos, de plăcut, pentru că fiecare s-a gândit, cum pot să o recuceresc, cum pot să-mi salvez relația? Chiar cu uneori cu oameni dificili, că toți suntem, zic, într-un fel sau altul dificil. Acesta e neobișnuitul, i-al cuceri pe celălalt. Oh, și mi-amintesc ceva chiar acum, am citit despre Traian Dors. Traian Dors a fost un poet creștin, a trăit cu mulți ani în urmă, în secolul 20, a suferit pentru credința lui, dar înainte de aceasta povestea un frate păstor că l-a cunoscut pe Traian Dors într-alt fel. El era atunci un tânăr neconvertit, fără principii, așa, creștine, și stătea într-un tren vara, așteptând un alt tren, undeva la o intersecție de căi ferate. Și era foarte cald, zăpușeală, căldură mare și stătea pe geamul trenului și se uita așa la oameni. Și vede la un moment dat că acolo, la gara respectivă, exista o pompă de apă. Cineva trebuia să pompeze apa, să scoată apă pentru tot ceilalți. Fiindcă trenul era, avea poate sute de persoane, toți se duceau să ia apă de la fântână, de la pompă. Și după un timp a observat ceva neobișnuit, că cel care pompa apa nu era schimbat de nimeni, era aceeași persoană, o oră, o oră și ceva, unul singur pompa, toți ceilalți se duceau, își luau apă și plecau în
vagoane înapoi. Și imaginea aceasta, gestul acela, atât de mult l-a mișcat pe acest tânăr, atunci spunea că n-avea nici 20 de ani, încât s-a dus la cel care pompa apă și a intrat în vorbă cu el și a spus: văd că nimeni nu te schimbă. Da, zice, da, da, cu bucurie. Și dădea înainte. Cum te cheamă? Traian Dors. Traian Dors, da. Și intră în vorbă cu el și Traian Dors prinde ocazia și mărturisește pe Hristos. Și acest tânăr, din acel moment, a dorit să fie ca el, ca Traian Dors. Să facă ceva neobișnuit pentru Hristos. Și acest tânăr a devenit pastor mai târziu. Și a făcut și el închisoare pentru numele lui Hristos. Și s-au întâlnit într-o celulă. Și Traian Dors spune că era într-un colț al celulei, supraaglomerată, mizerie, era acolo și gemea într-un colț, nu știa că este el, s-a dus, s-a apropiat de el, tânărul acesta abia a ajuns în închisoare. Și i-a fost milă, l-a auzit cum geme, când s-a uitat mai bine la el, l-a văzut, e Traian Dors. Și s-a dus la el: frate Traiane, eu sunt, uite, Ion, care m-ai ajutat să-L cunosc pe Hristos. Abia l-a recunoscut. Și la un moment dat, Traian Dors îi spune: auzi, vezi că, zice, eu sunt pe moarte. Nu cred că mai scap. Avea ceva, boală internă, era extrem de slăbit. Dar zice, am ceva să-ți dau. Și deodată scoate din gura lui un țelofan. Știți ce este, da? Și în țelofanul acela i-a spus Traian, vezi, zice, că aici este Evanghelia după Ioan. Da? Așa a reușit să o ascundă în gură, unde îi lipseau dinți. Și n-aveai voie în închisorile comuniste, dacă erai prins cu așa ceva, puteai muri. Zice, eu mor, dar zice, ține tu, că ăsta e lucrul cel mai prețios pe care l-am eu acum. I l-a dat și imediat fratele nostru l-a băgat în gura lui ca să-l ascundă. În celulele acestea erau și informatori. Și a venit percheziția, pentru că fiecare zi percheziționau de sus până jos, trebuia să deschidă gura în sfârșit. Și el și-a dat seama că când era afară și trebuia să vină gardianul să-l verifice, că are în gură țelofanul cu Evanghelia după Ioan. Și a scuipat-o, a dat-o afară, peste bordură și a căzut în noroi. A fost verificat, n-a găsit nimic și apoi s-a întors în curtea nămoloasă a închisorii și și-a recuperat Evanghelia după Ioan. Ți se par așa povești ireale? Nu, chiar acest frate mi-a povestit el însuși acest aspect. De unde a pornit totul? De unde s-a schimbat viața lui? De la un gest neobișnuit. Pompa apă pentru toți și nimeni nu o schimba. Nimeni n-a mai făcut asta. Nimeni nu s-a gândit la asta. S-ar putea, zic, ca acesta să fie secretul în relația cu anumiți oameni. Să-l câștigi cu un gest neobișnuit, haric, cristic, plin de iubire. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și ultimul gând pe care l-am, cum să te raportezi la oamenii dificili? Poartă-te cu cei dificili cu răbdare și înțelepciune. Poartă-te cu ei în limite stabilite de tine, nu de ei. Și vreau aici să spun, refuză jocul lor. Oamenii dificili, tocmai de aceea sunt dificili și intră în viața noastră neinvitați, pentru că ei stabilesc limitele, ei stabilesc regulile jocului. Ei sunt cei incisivi, vin peste tine. Fii înțelept
și pune limită în relație, în această relație dificilă pe care o aveți. Și Domnul Iisus Hristos, să știți că așa a făcut. A răspuns la unele întrebări, dar la altele n-a răspuns când a fost întrebat. Nu a permis să fie încolțit de oamenii vicleni. Da? Țineți minte când a fost întrebat despre sabat și repede i-a expediat. Învățăm chiar de la Domnul Hristos să nu ne lăsăm intimidați de vicleni, de legaliști. Dar tu ești cel care pui limitele cu înțelepciune, cu răbdare. De aceea ar trebui să avem câteva reguli simple. O regulă în a pune aceste limite este aceasta. Să alegi confruntare cu oamenii dificili doar în chestiuni majore. Nu în cele minore, în chestiuni majore. Să zicem că suntem în biserică și sunt unii care se leagă, sunt dificili la chestii mărunte, neesențiale. Cum procedezi? Ce faci cu ei? Ignoră acele chestiuni minore. Dar, confruntă-l pe celălalt în chestiuni majore. Care sunt chestiunile majore? Două sunt totdeauna și le găsim în epistole. Toate epistolele Apostolului Pavel și al lui Ioan sunt structurate în două. Prima parte e doctrină, a doua parte este etică. Prima este ce învățăm, ce credem, a doua cum trăim. Și Pavel, așa și-a structurat prezentările, să ne arate că în două chestiuni trebuie să clarificăm lucrurile. Confruntă-l pe celălalt dacă sunt probleme de doctrină. Și Pavel o face din plin. Dacă veți citi epistolele către Timotei, veți vedea că el imediat spune cu tare, face greșeli, învață ce nu trebuie, confruntați-i, da? Despărțiți-vă de ei. Da, cu acești oameni dificili, mai ales în probleme de doctrină, nu stai la negociere. Asta este înțelept. Poate că ei nu știu că au o doctrină greșită, au o învățătură greșită sau nu vor să se schimbe. Iar în problemele de moralitate, la fel, de etică, de morală. Dacă vezi că sunt chestiuni serioase, trebuie să intervii. Când e vorba de păcat, ai cum să stai deoparte. Dar a doua regulă este aceasta. Alege să ignori chestiunile minore. Alege să treci cu vederea chestiunile minore. De exemplu, dacă se leagă de, știu eu, ăștia dificili, de îmbrăcăminte, de stil, de ritm, de preferință, de temperament, nu trebuie să te consumi pentru ei. Sunt chestiuni minore și tu trebuie să-ți dai seama. Nu deschide fronturi care nu duc nicăieri, nu se finalizează nicicum. De aceea, de exemplu, în Romani, capitolul 14, Apostolul Pavel îi confruntă pe unii care se împiedicau în mâncare și sărbători. Și se le spune tuturor acestora, voi nu știți că cel care mănâncă sau nu mănâncă ceva, care sărbătorește sau nu sărbătorește o zi, o face pentru Domnul? Are stăpân, zice, Domnul îl va judeca pentru aceasta. Nu e treaba ta să devii Dumnezeul lui, stăpânul lui. Are el stăpân, să-l judece Domnul. Sau, acum îmi amintesc de 2 Timotei, capitolul 2, când Pavel pomenește de, așa, versetul 23. 2 Timotei 2 cu 23. Ferește-te, zice, de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivni și așa mai departe. Foarte frumos principiul, același este. Deci nu intra în jocuri din acestea minore, dezbateri fără sens,
Că de obicei, să știți, ce e dificil, nu te lasă să argumentezi. Îi schimbă subiectul ca să fie în favoarea lor. Când vezi că nu ajungeți după câteva fraze, discuții, la niciun consens, mai bine abandonezi, nu continua. Sper că să plece de acolo, de lângă tine. De aceea, în chestiuni minore, fii pregătit să le ignori. Nu te consuma pentru ele. Asta înseamnă să lucrezi înțelept. Înțelept. Și încă ceva vreau să spun aici. Când apar tensiuni de acest gen, de obicei noi îi judecăm pe ceilalți că sunt dificili. Ia verifică-te pe tine însuți, nu cumva tu ești cel dificil. Și dacă ești cinstit înaintea Domnului, vei fi cercetat și îți vei da seama. Deci, în concluzie, ce să facem în relația cu cei dificili? Vedeți că nu există o pastilă pe care să vă dau, o luați și nu aveți probleme cu cei dificili. E un proces, trebuie să înveți. Ce să faci? Unu, să te raportezi la ei după prioritățile spirituale. Să nu lași firea să lucreze înaintea Duhului. Da? Să ai grijă de relații, să ai grijă de mărturia ta. Asta contează în final. Poți să renunți, mai bine dai înapoi, back off. Dai înapoi decât să sacrifici principii. Da? Și ce spune Pavel? Din duh de ceartă fac lucrul acesta, îmi fac mie necazuri, sunt dificili. Pe mine, zice, mai puțin mă afectează, delimitează problema, nu ești tu în centru. Important este că Evanghelia e propovăduită, merge înainte, fii pregătit pentru aceasta. Asta înseamnă maturitate spirituală. Doi, ce să faci în relația cu cei dificili? Să te raportezi la ei într-un mod neobișnuit. Să încerci să-i cucerești, să-i schimbi cu dragoste și îngăduință, cu Duhul blândeții. Fă ceva în relația aceea care să îl câștige pe celălalt, să se atenueze lucrurile, să aveți părtășie. Și trei, ce să faci în raport cu cei dificili? Să te raportezi la ei într-un mod deosebit, cu înțelepciune, în limitele stabilite de tine. În felul acesta aplici și Scriptura, aplici și dragostea și aplici și înțelepciunea. E frumoasă teoria, azi zice, da? Gânduri frumoase, dar acum trebuie să le aplici. Ia, gândește-te, lasă Duhului Dumnezeu ca aceste gânduri să pătrundă, exemplul lui Iisus, exemplul Apostolului să fie în fața ta și atâta măcar să înveți. Și vei vedea că va fi mai multă pace în tine și în relația cu ceilalți. Că te-ai consumat uneori degeaba și n-a fost cazul. Că, din potrivă, poți să-l cucerești pe celălalt, ceea ce n-ai sperat. Asta este puterea Evangheliei, puterea lui Hristos. Așa ne-a cucerit și El pe noi. Că și noi am fost foarte dificili. Și totuși, Dumnezeu ne-a îngăduit, a venit la noi, a avut răbdare cu noi, cu înțelepciune și cu dragoste, ne-a cucerit pentru El. Așa este acestui Dumnezeu înțelept, bun, să-i fie toată slava în vecii vecilor.